să mă plătească. Dumnezeu este Domnul și șarta nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și șarta nouă, ești Doamne poporul tău și binecuvântă moștenirea ta. Biruință vine credincioșilor. Pentru această inaugurare, creștania de astăzi poate fi considerată ca un botez, ca unui copil care se naște din nou și care îi se sfințește viața, așa e și cu casa, așa e și cu ceea ce veți beneficia dumneavoastră de aici încolo. Le-am sfințit pentru că așa se cere. Ele sunt adunate din multe locuri și au trecut prin multe mâini și au suferit multe transformări și acum când prin grija celor ce iată au reușit să realizeze acest loc, s-a conturat ca o naștere din nou a unui edificiu care va constitui casele voastre. Va fi o zi însemnată în sufletul vostru și vă îndemn să vă bucurați din toată inima. De libertatea și demnitatea umană sunt câteva lucruri strict necesare, între care casa, locuința, deține un loc primordial. Una e să ai casă, să ai o ușă pe care intri și acolo stai tu. Deci este casa ta care îți dă demnitate, îți dă libertate și îți dă curaj de viață. Și alta e să stai în casa altcuiva sau să nu stai în casa nimănui până la urma urmei, pentru că voi tineri, una din problemele pe care le aveți este aceasta, problema casă. Felicităm pe domnul primar și pe cei ce s-au implicat în realizarea acestor locuințe și când vă rugați să-i mai pomeniți și aceia care au pus suflet la ceea ce înseamnă de aici încolo casa voastră. Dacă veți avea vreo nemulțumire, cândva, cumva, că așa, pretențiile cresc, veți vedea voi, așa, așa e omul și bine să avem aceste pretenții. Vreau să vă spun un lucru pe care să nu-l uitați niciodată în viață. Ceva, cât de puțin, totdeauna înseamnă mai mult decât nimic. Casa pe care voi o primiți acum este ceva. Eu nu știu cât e. Și nici nu cred că ar trebui să intrăm în aceste amănunte, dar este ceva extrem de important. Ce sfat vă mai dau în calitate de preot și în calitate de om în vârstă, de om bătrân care a trecut prin foarte multe? Acum aveți casă, puteți să meditați liniștiți și să vă faceți un plan de viitor de a face altceva pentru voi și pentru familia voastră. Acum se poate face acest lucru, v-ați adunat acasă, în familie, în casă și va fi foarte bine dacă vă veți gândi, acum ce putem noi face? Familia noastră, noi amândoi, sau când sunteți în familie, pentru viitorul nostru, ca să fie și mai bine pentru viitor. Eu sunt sigur că veți însemna ziua de astăzi în calendar, va fi o zi importantă, o zi a bucuriei. Vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o acum, că știu în ce stare sunteți, de-abia așteptați să mergeți în fața ușii, să o deschideți și să pășiți în casa dumneavoastră. E luna cadourilor, nu? Așa cadou mi-aș fi dorit și eu toată viața. Nu am avut parte, dar Dumnezeu nu m-a lăsat în afara celor ce au casă. Voi să vă bucurați că ați primit un asemenea cadou în această lună frumoasă și veți petrece primul Crăciun, cea mai frumoasă sărbătoare în casa voastră. Ce vă sfătuiesc și apoi închei, să încercați să fiți ca o familie. Este aici un bloc, e al vostru, voi intrați, voi ieșiți, să vă împăcați bine, să vă ajutați și să vă înțelegeți că mai bună ca pacea și înțelegerea nu-i nimic. Sigur că mai greșim, e omenești, fiecare avem personalitatea noastră, fiecare gândește într-un anumit fel. Dar dacă vă veți îngădui unul pe altul, vă veți respecta reciproc, veți vedea ce frumos este să trăiești în armonie și în pace cu semenii tăi. Eu vă doresc sărbători fericite, să folosiți casa în pace și în bucurie și să crească cât mai mult și să aveți cât mai multe satisfacții în viață. Să vă ajute Dumnezeu la tot!
mari felicitări. Să mai pasă asemenea. Cu permisiunea lor, poate ne lasă să ne vedem și noi. Deci noi am trecut de nevreme, am curiozități, am bătrânit, am... Dar... Puteți să... Știți unde să mergeți, nu? Da, deci se poate... Să vă mulțumesc pentru vizionare.